Se preface, mă, se oftică. Tu ce dracu vorbești, mă? Tu te dracu de ofticos. Eu-l bat, Gigi. Pe cine bați, mă? Și a sărit lui Senciuc Țandăra. L-a înjurat pe ăsta de câteva ori. Înainte să trecem la poveste, vreau să-l felicit pe câștigătorul tabletei PD1161, Alex Cojanu. Și mai am o surpriză. Cei de la Gaumon s-au oferit să mai dea o tabletă unuia dintre voi, în schimbul unei mici promovări. Doar în luna august găsiți tableta M106K la prețuri reduse. O găsiți pe Amazon Franța, redusă cu 14%, de asemenea oferte similare găsiți și pe alte site-uri Amazon din Europa. Doar căutați Gaumon M106K. Tableta o găsiți și pe eMAG, între data de 16 și 28 august, redusă cu 20%. Aveți linkurile și în descriere. Tableta oferită ca premiu este M106K. Tableta nu este la fel de performantă ca precedenta, dar este ideală pentru un începător. De data asta, dacă doriți să participați la concurs, trebuie să aveți statut de membru pe acest canal și să lăsați un comentariu cu "Sunt membru, povești de 2 lei". Câștigătorul va fi ales miercuri. Succes tuturor și să trecem la poveste! Hai salut, eu sunt Gigi. Băi frate, în copilărie era distracție mare la țară. Cum v-am mai spus, când eram mici, ne strângeam o grămadă de copii acolo, ne jucam toată ziua pe afară. Dar cu cât creșteam mai mari, ne strângeam din ce în ce mai puțin copii, până când am ajuns să fim doar cei de pe stradă. Sau uliță, cum se zicea în sat. Eram eu, Senciuc, Uță, unul Vasile, ăsta era cam tâmpit, nu era întreg la bibilică, și încă vreo doi băieți vecini de acolo. Dar de cele mai multe ori, eram doar noi și Uță, nu mai era distracția de altă dată. Plus că de multe ori nu era nici ăsta acasă. Pleca și el în vacanță, la mare, la munte, la București. Mă jucam cu Senciuc singur pe acolo. Un tenis de picior, leapșa, mai inventam câte ceva, săgeze darts, te mai uitam la televizor, dar mai mult era plictiseală, frate. Mai mult mergeam pentru cireșe, plăcintă cu brânză, colorez cu lapte, biscuiți de casă, ne făceam mai tot felul de bunătăți. În afară de astea, era mult mai bine acasă. Îi aveam pe Mucea, Morlocu, Mutalanu și Costel, aveam bicicleta, jocul pe televizor, masă de ping-pong la Bursucu și Milică, așa că la țară nu mai stăteam toată vara. Doar o săptămână, maxim două, că se făcea tata că a uitat să vină să ne ia. Asta până am terminat eu clasa a 7-a și în vacanța de vară ne aștepta mamaia să venim. Dar noi nu mai voiam să mergem. Ce se întâmplase? Păi ne luasem primul nostru calculator, în urmă cu doar câteva luni. Și nici măcar cireșele, roșiile proaspete din grădină, turtele și prăjiturile făcute de mamaia nu puteau rivaliza cu supercalculatorul nostru, un 486 la 66 de MHz și 1 MB de RAM. Cred că nici prunele la borcan mâncate la Andrei nu ne făceau să ne răzgândim. Eram hipnotizați de calculator. După lungi negocieri, am ajuns la o înțelegere cu părinții. Am căzut de acord să mergem două săptămâni la țară, dar nu singuri. Am luat cu noi și bicicleta și calculatorul. Mai ne lipseau programele de la TV. La țară încă se prindea doar TVR și bulgarii, dar era bine și așa, aveam ce era mai important. Și ajungem noi acolo, instalăm calculatorul și două, trei zile am stat mai mult prin casă. A patra zi îl vedem pe Uță pe acolo, pe uliță. Uță, bă, ce faci, mă? Salut, Gigi, ce faceți, mă? Și noi pe la țară, tu? Am venit azi de la București, nu v-am mai văzut de 2 ani. Nu e, mă, de vreun an jumate. Ne-am văzut iarna, când am venit să tăiem porcul. Hai, mă, că vin pe la voi în jumătate de oră. Te așteptăm, Uță, facem un tenis de picior. Înainte să continuăm, dacă îți place povestea, lasă și tu un like, frate. Dacă nu ești abonat, apasă acum butonul de subscribe. Răspunsul la quizul de săptămâna trecută era B, dirigenție. Primele 5 comentarii cu răspunsul corect și încă 5 alese aleatoriu sunt acum afișate pe ecran. Vrei să ai și tu o șansă? Fii atent la următorul quiz. Ce fructe avea mamaisa lui Andrei la borcan? A. Prune, B. Caise sau C. Mere? Lasă răspunsul repede în comentarii, ai 5 secunde. Gata? Ai răspuns? Și acum, înapoi la poveste. Vine ăsta, începem să jucăm, era altceva frate între ei, aveai o miză, câștigătorul stătea la masă. Și jucăm noi vreo oră și ceva, până se duce Uță la toaletă. Și vede bicicleta. Aia e a voastră, mă? Da, am luat-o cu noi, ne mai plimbăm pe aici. Vrei să faci o tură, mă? Dacă mi-o dați, fac. Ia-o, mă, hai să ne plimbăm pe stradă. Și începem noi să ne plimbăm pe acolo, făceam fiecare câte o tură. Dar nu trece jumătate de oră, că au mai apărut vreo 5-6. Ea trăgea bicicleta ca musca la rahat. Printre ăștia era și Vasile, ăla mai nebun, și frasul mai mare, Costică.
Ne plimbam fiecare câte o tură, dar Vasile mai venea cu urme de căzături, frasul se plimba cu noi toți la un loc, nu prea îmi convenea situația. Bă, Senciu, de unde carasul meu a apărut toți ăștia? Nu știu, Gigi, cred că ne-a văzut din curte. Ne strică prostul ăla de Vasile bicicleta. Băuță, ia gonește-l pe ăla, mă. Nu pot, mă, e frasul aici. Și ăla, mă, n-ai văzut cât se plimbă? Bă, și mă gândesc eu puțin și-mi vine o idee. Punem acolo 4-5 buturuci, niște scânduri pe stele și facem un traseu să mergem cu bicicleta pe el. Ne jucam pe eliminate, care termina traseul cel mai rapid, trecea mai departe. Și cum eu și Senciu că aveam cea mai multă experiență cu bicicleta, ajungeam mereu în finală. Era mult mai bine acum. Costică nu mai pleca și venea peste un sfert de oră, Vasile nu mai cădea cu ea cine știe pe unde și era și o competiție. Dar după vreo oră așa, cade prostul de Vasile și strâmbă ghidonul și foaia de la bicicletă. Ăsta e tâmpit, mă. Bă, tu nu te mai joci, gata. De ce, mă, că așa vrei tu? E bicicleta mea, mă. Nu, mă, mă joc și eu. Nu te mai joci, gonește Luță de aici. Du-te, mă, acasă, e la mine la poartă aici. Hai, mă, că o repar eu, lăsați-l și pe el. Hai, Gigi, că e frate meu, mă. Ăsta, Costel, era cel mai mare dintre noi. Și aveam un fel de respect pentru el. Îl cunoșteam de când aveam 5-6 ani și mereu s-a purtat frumos cu noi. Nu puteam să-l refuzăm. A îndreptat Costică ghidonul, a îndreptat și foaia cât de cât cu o piatră și am continuat joaca. Eu tot mă gândeam cum să scap de ăsta, nu mai stătea gândul la joc. Bă, Senciuc, când te duci la toaletă, cheamă pe Mamaia și zici să ne bage în casă. Să zică că nu ne mai lasă cu bicicleta la copii. Trec vreo 10 minute, se duce Senciuc. Iese Mamaia, strigă la noi să intrăm cu bicicleta în curte, salutăm băieții și intrăm cu Uță în curte. Hai să mai jucăm un tenisuță. Jucăm, Gigi, facem la dublu. Mi-era și frică să mă uit. Mă așteptam să-l văd pe Vasile acolo. Dar nu era el, era unul din băieții de afară. Cine e ăsta, Senciuc? Nu știu, Gigi. Bogdan parcă a zis că-l cheamă. L-ai chemat tu în curte? Nu, a intrat odată cu Uță. O fi prieten cu ăsta, lasă că e mai bine la dublu. Și mai jucăm noi vreo 2 ore tenis, eu cu Senciuc în echipă, Uță cu Bogdan. După ce terminăm, ne salutăm și când pleacă Bogdan, ce zice? Ne vedem mâine, băieți, mai facem un tenis. Uță, cine e ăsta, mă? Bogdan, mă, îl știi și voi. Care, mă, unde stă? E vecin aici, hai mă că sigur îl știți. Pleacă și Uță, noi tot ne gândeam cine, dar nu ni-l aminteam. Dar la când ne strângeam cu ani în urmă, a nescofi unul de care nu ne mai amintim. A doua zi, pe la 11 dimineața, ăștia doi la poartă. Eu și Senciu ne jucam la calculator. Și cum Mamaia era prin curte, îi bagă pe ăștia doi în cameră la noi. Vă caută băieții ăștia, Mamaia. Ce faceți, mă, aici? Am venit să facem un tenis ceva. Ce e ăla? Calculator? Da, l-am luat cu noi. Are și mama unul la serviciu. Dar e mai mișto ca ăsta. Te joci cu noi, Uță? Mă joc, mă, dar să mă învățați. Îl învăț eu, Gigi, că mai m-a jucat. N-ai zis că e prost ăsta? Joacă-te la servici la măta. Nu, mă, am zis și eu. Lasă-l și pe el, Senciuc. Bă, acum să nu crede să calculatorul ăla era cum sunt astea de acum. Nici Windows 95 n-aveam atunci, frate. Aveam Norton Commander și vreo 20 de joculețe pe el, în genul ăla de pe jocuri pe televizor. Și se pun ăștia pe jucat și în scurt timp nu mai vedeau și auzeau nimic. Se certau care să joace mai mult. Hai că nu mai scăpăm de ăștia. Îi mai lăsăm jumătate de oră și gata, dă-i dreacu. Trece jumătate de oră, ăștia nu se mai săturau. Hai să facem un tenisuță. Mai stai puțin, Gigi. Hai mă că va juca destul. 10 minute și gata, ai răbdare. E calculatorul tău, mă, ia dă-te la o parte. Și tu, Uță. Stai mă, vine mama zilele astea și te-aduc dischete cu jocuri. Da mă, are o grămadă la muncă. Tu de unde știi, Uță? Mi-a zis ăsta, Gigi. Minte mă, hai mă că jucăm tenis, mai ne jucăm pe seară. Bă, și ne ducem la tenis și îi batem pe ăștia de-i rupem. Din 10 seturi, cred că ne-au luat vreo 2. Aproape să se ia la bătaie între ei. Hai la calculator, Gigi. Nu mă mai jucăm. Eu nu mai joc, m-am plictisit. Nu mai juca, hai mă la simplu. Unde se duce ăsta, Gigi? Nu știu mă. Bă, unde te duci, mă? Mă duc la calculator, că jucați voi. Dă-i dreacu aici, ești acasă la tine. Îl dreacu prost. Lasă-l mă, dă-l mă încolo. Se gândește Uță puțin și ce zice? Jucăm o fotbal 2-2. Dacă câștigăm noi, ne lăsați 3 ore la calculator. Și dacă câștigăm noi, nu vă mai lăsăm deloc. Ce ai mă, zi și tu, Gigi. Vă e frică, mă? Nu, Senciuc, hai să jucăm. Ei au crezut că dacă sunt de vârstă cu mine și Senciuc e mai mic, ne bat ușor. Nu știau că îl au în față pe Maradona din Carpați, Ronaldo din Țosul când era în plină formă. Și după vreo 10 minute și 3 goluri marcate de noi, au început ăștia să intre la joale, mai ales la Senciuc. Făceau și figuri că nu e faul, că e Senciuc femeie. Cine-i femeie, mă? Prea te arunci pe jos, ești la teatru? Ia să-ți dau și eu una așa, Uță, să vedem, te arunci? Se preface, mă, se oftică. Tu ce dreacu vorbești, mă? Nu te dreacu de ofticos. Eu îl bat, Gigi. Pe cine bați, mă?
și a sărit lui Senciuc țandăra. L-a înjurat pe ăsta de câteva ori și a dat două picioare în spate. Ăsta să dea și el, nu se lăsa. Îi dă lui Senciuc un șut în cur, Senciuc sare cu piciorul în pieptul ăsta și se bagă uță. Îl trage pe Bogdan de acolo și cade Senciuc. Eu n-apuc să fac sau să zic nimic, că pune Senciuc mâna pe o lopată. Și ia pe amândoi la jumulit, ba pe unul, ba pe altul. Stai, Senciuc, lasă-i, mă! Vreți bicicletă și calculatoră? Fiația-i, dracu! Stai, stai, mă, nu mai da! Dai mine, prostule? Nu, nu mai dau, stai, mă! Bă, și l-a dat Senciuc de 3-4 coți de lopată, de a liniști pe amândoi. Am reușit eu până la urmă să iau lopata și s-a liniștit. Am stat toți patru acolo 10 minute, fără să zicem nimic. Pe urmă râde Senciuc și le zice: hai, mă, jucăm un joc pe calculator? Eu sunt primuță! Tu ești dracu de prost. Tu ce dracu ai dat cu aia, mă? M-a enervat prostul ăsta, uite cum i-a venit și tibia. Gata, mă, hai să ne liniștim, ne certăm ca proștii. Ne băgăm la calculator, ne jucăm acolo câteva ore, ăștia uitaseră de lopată cu totul. Sau cel puțin așa părea. Eu știam pe Uță că nu uita așa ușor și mă așteptam să încerce ceva. Se duc ăștia acasă, ne băgăm și noi la televizor și a doua zi, tot așa pe la 11, ăștia erau iar la noi. Am vorbit cu mama, sâmbătă vine cu dischetele, 10 mi-aduce. Ca să înțelegeți, pe timpul ăla calculatoarele aveau floppy disk sau dischete, cum le ziceam noi. Erau rare calculatoarele cu CD-ROM și al nostru nu era așa rar. Iar minte ăsta Gigi, lasă-l dracu Senciu. Să vezi ce jocuri mișto mi-aduce. Bă, eu-l bat iar. Veniți mă cu noi la grâlă, noi mergem pe la 1. Nu, creduță, n-am chef. Hai Gigi, mergem și noi. Hai mă, facem și noi baie. Nu cred că ne lasă mama aia Senciu. Vă lasă cu mine Gigi. Ne lasă, suntem mari Gigi. Eu știam că Uță caută răzbunare. Nu știam la ce să mă aștept. Putea să pună pe cineva mai mare să se ia de noi pe acolo. Uță mai avea și 2-3 frați mai mari ca el cu vreo 10 ani. Zi, Gigi, mergem? Bine, mergem, dar să-i spunem lui mamaia. Se face unul, îi spunem lui mamaia că plecăm la grâlă cu Uță, să audă ăsta, să nu încerce ceva. Ajungem acolo, frumos frate, nisip pe jos, apa caldă, mai era cât o vacă sau un cal în apă, le spăla oaia pe acolo, dar în rest era apa curată. Nu era nici multă lume pe acolo, mai erau 2-3 mai mici ca noi. Mă linișisem puțin, poate n-avea niciun plan Uță. După vreo 20 de minute de bălăceală, ce zice Uță? Traversăm apa în partea aia, mă, vă ține? Trece Uță, cum să nu? Stai așa, e departe, Senciuc. Bă, noi de obicei traversam distanțe de 2-3 ori mai mari, dar nu prea aveam antrenament în anul ăla. Plus că mi-era să nu încerce ceva, Uță. Eu mă duc, Gigi. Hai și tu, ți-e frică? Mi-era frică, dar mai frică mi-era să las pe Senciuc singur. Și m-am dus și eu. Am ajuns pe partea cealaltă și când ne-am întors, de-abia mai notam, frate. M-am întors în plută. Dar am ajuns cu bine, nu s-a întâmplat nimic. Dar cât întrăgeam eu sufletul acolo, îl văd pe Uță că vorbea cu Bogdan și se uitau spre Senciuc. Mi-am dat seama imediat și eram cu ochii pe ei. Și nu trec 5 minute că sare Uță pe la spatele lui Senciuc și bagă la fund. Mă duc imediat, îl apuc de gât și îi dă drumul. Dar sare Bogdan pe Senciuc. Îi dau drumul lui Uță și îl apuc pe ăsta. Sare și Uță pe mine. Și eu îi apuc cu o mână pe fiecare și îi bag la fund. Gata mă, va ajunge? Gata, Gigi, gata mă. Senciuc, fii atent, nu se lasă ăștia. Și vreun sfert de oră ne-am jucat de-a șoarecele și pisica. Ăștia săreau pe Senciuc, eu săream pe ei. Când au văzut ei că nu reușesc nimic, și-au schimbat strategia și-au sărit amândoi pe mine. Am reușit de vreo două ori să-i dovedesc, dar a treia oară n-am mai reușit. Mă obosise mult și notul de mai devreme. M-au băgat ăștia la fund, am înghițit câteva guri bune de apă și părul mi-au dat drumul. Mânca mea scarasul, vă bade faceți pe voi. Dacă mai săriți odată, vorbim pe uscat acolo. Nu, Gigi, gata, mă. Tu te potolești, mă? Da, Gigi, gata. Sunt închit acum. Dar puternic e Gigi, nu credeam că ne faci față. Vă bate pe amândoi odată. Gata, Senciuc, lasă-i. Ne împăcăm noi, mai stăm puțin și o luăm spre casă. Următoarele 2-3 zile le-am petrecut jucând tenis de picior, jocuri pe calculator și ascultându-l pe Bogdan, cum zicea, că-i aducem ăsta nu știu câte dischete. Niciuță nu-l mai credea. Mai tai-și dracu, mă. Tai că vezi tu, prostule. N-ai zis că sâmbătă e luni azi. Miercuri vine, n-a putut sâmbătă. Se face miercuri și pe la 12 mergem toți în colțul străzii, acolo unde mergeam când eram mici, să luăm caise și mere. Așteptam acolo să vină măsta lui Bogdan cu dischetele. Mai știți mă când eram mic și veneam aici mereu? Da, Gigi, uite în copacul ăla stăteam. Când săreai după casă și făceai ca Tarzan, m-a speriat voi cu bățul ăla că-i șarpe. Da, mă, ce vremuri. Mă uitam la ăsta, se băga și el în seamă. Dar pe ăla îl mai știți mă, pe grasul ăla? Da, Senciuc, ăla cu judo, nu? El nu era gras, era solid. Era gras de-l dracu, dar știa judo prostul. Ce mai râdeam de el? Nu era gras, mă, era solid. Era grasuță, ce ai, mă? Uite-o pe sora mea, mă cheamă. Am plecat.
Ne uităm, noi, era o fată pe stradă, dar nu părea că-l cheamă. Ăsta are soră, mă? Unde stă ăsta uță? Acolo, aproape de colț. Asta nu seamănă cu aia, cu... Bă, ăsta e... Da, frate, ne uitam amândoi ca proștii și râdeam, ne simțeam și prost. Ăsta a intrat exact acolo unde stătea grasul cu judo. E grasul cu judo, Senciuc. Și-a slăbit prostul. Tu ce n-ai zis nimicuță? Am crezut că știți, nu l-ați recunoscut? Nu l-am mai văzut de 6-7 ani. E, asta e, îi trece supărarea. După faza cu judo, când îl întâlnisem prima oară și l-a cu noi de pământ, îl mai văzusem de vreo 2-3 ori prin București, stătea în apropiere de noi. Dar trecuseră vreo 5 ani de atunci și ultima oară când îl văzusem tot gras era. În ziua aia și a doua zi n-a mai trecut pe la noi, nu l-a mai văzut. Acum nu știu dacă de rușine, că am râs de el, sau că nu i-a adus măsa nicio dischetă. A venit următoarea zi și ne-a spus că nu a putut măsa să ia nicio dischetă de la muncă, că era șeful ei acolo. Dar vine iar sâmbătă seara și aduce sigur. N-am mai apucat să vedem dacă a adus sau nu, că sâmbătă după amiază am plecat acasă la București. L-am mai văzut în vara aia de 2 ori. Am fost la țară cu bicicletele, odată cu Șercan și odată cu Miții. Și mai era și el pe acolo. Dar asta e altă poveste. Până atunci, dacă v-a plăcut povestea, nu uitați să dați un like, un comentariu și un share. Și subscribe dacă încă nu v-ați abonat. Apăsați și clopoțelul pentru notificări. Ce putem învăța din această poveste? Păi, nu te pune cu Senciu la fotbal, mai ales dacă are lopata lângă el. Și grasul cu judo era slab, frate. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai, pa!